Deputații din majoritatea PAS care au semnat convenția de la Istanbul, este interzisă Sfânta Împărtășanie în bisericile din cuprinsul Eparhii de Bălți și Fălești, a Bisericii Ortodoxe din Moldova. O dispoziție în acest sens a fost semnată de către Arhiepiscopul de Bălți și Fălești, Marchel. Decizia a fost luată în baza unei adresări venite din partea preoților din eparhie. În replică, PAS îi îndeamnă pe slujitorii bisericii să se roage pentru sufletele victimilor violenței domestice. Un grup de preoți a Eparhiei de Bălți și Fălești se declară supărați pe deputații care au votat pentru ratificarea Convenției de la Istanbul, dar și pe președinta țării care a promulgat legea cu privire la ratificarea Convenției. Într-un șir de adresări pe numele Arhiepiscopului Marchel, fețele bisericești îi cer binecuvântarea de a nu mai pomeni în timpul liturghiilor. Decizia acestora a fost citită chiar de episcopul Marchel în biserică. Binecuvintez votanților legii distrugătoare de suflet, numite Convenție Europeană, li se interzice Sfânta Împărtășanie în toate bisericile Eparhiei de Bălți și Fălești a Bisericii Ortodoxe din Moldova pe perioada de până la Duminica Cincizecimii a anului 2022. Totodată, aceștia solicită să nu mai pomenească guvernarea în rugăciunile de la Sfintele Liturghii, iar cei care vor ignora această prevedere vor fi supuși canoanelor bisericești. În cazul în care cineva dintre cei vizați de acest al nostru decret, conștient tăinuindu-și numele și fapta, vor neglija binecuvântarea noastră, susținută în unanimitate de toți membrii sfatului eparhial a Eparhiei de Bălți și Fălești, vor cădea binevol sub incidența severă a Sfintelor Canoane Bisericești. Solicitat pentru o reacție, serviciul de presă al partidului PAS a menționat că partidul îndeamnă eparhiile din Bălți și Fălești să se roage în schimb pentru sufletele victimelor violenței domestice. Convenția de la Istanbul a fost criticată dur de opoziția parlamentară din blocul comuniștilor și socialiștilor, care a atras atenția asupra unor detalii ascunse din textul documentului care, potrivit lor, contravin Constituției Republicii Moldova și tradițiilor naționale. Anterior, în cadrul interviu pentru TV8, juristul și fostul secretar de stat al Ministerului Justiției, Nicolae Eșanu, susținea că documentul care a provocat opinii contradictorii în societate, în special din partea bisericilor, este unul necesar pentru Republica Moldova, iar menirea de bază a acestei convenții este prevenirea și combaterea violenței față de femei, dar și a violenței domestice. În convenție nimic despre acest al treilea gen. Nu este în convenția de la Istanbul nimic. Este un fals ordinar. Acelor care fie nu au citit convenția, repet, fie nu au înțeles ceea ce au citit. Deci, dacă o să vă uitați în textul convenției, o scrie în sensul prezentei convenții, noțiunea de și în speță gen, înseamnă următorul. Și lucrul ăsta se face pentru a permite interpretarea și aplicarea convenției în conformitate cu viziunile sau cu opțiunile autorilor convenției. A militat pentru ratificarea convenției de la Istanbul și expertă în politici de gen Alina Andronache. Cunoscută activistă este de părere că cei care se împotrivesc documentului nu l-au citit, dar comentează mai mult din auzite. Polemicile mi se par foarte sec, pentru că se vede că părțile nu au argumente bine fundamentate, da? Atunci când spun că convenția este împotriva căsătoriilor, că sunt împotriva termenului gen și că asta este un prim document pentru promovarea căsătoriilor între persoane de același sex, îmi dau seama că lumea nu a citit convenția. Convenția a fost ratificată de către Parlamentul Republicii Moldova în lectura finală la 14 octombrie curent. Astfel, țara noastră devine statul cu numărul 35 din Consiliul Europei, din cele 47 existente care ratifică acest document. În semn de protest, deputații blocului comuniștilor și socialiștilor au părăsit plenul Parlamentului, menționând că nu vor să participe la actul rușinos. Mai apoi au contestat ratificarea documentului la Curtea Constituțională. O săptămână mai târziu, pe 20 octombrie, președinta Maia Sandu a promulgat această lege. Dragi prieteni, nu uitați să vă abonați la canalul nostru de YouTube. O să găsiți cele mai bune știri și emisiuni. Dacă v-a plăcut acest video, faceți share și nu uitați să ne dați și un like.